Deși numărul cazurilor de COVID-19 crește alarmant în țara noastră, oamenii așa și nu devin responsabili. Fie că sunt la piață sau în transportul public, moldovenii poartă masca greșit sau nici nu o au. Unii ne-au spus că nu au frică, în timp ce alții au scos din buzunare o basma ca să-și acopere fața când au văzut echipa noastră de filmare. În piața centrală din capitală am surprins mai mulți oameni fără mască. Au uitat acasă. Da, ia, așa. A venit cu basmaua la gură. E multă lume în piață, nu vă este frică? Nu, nu-mi frică că eu nu-s bălau, sănătos. Un bărbat a fost atenționat de administrația pieței să-și pună masca. Îmbrăcați, vă rog, măscuța! Vă rog, ce aveți? Adine masca, pătate! Vă rog, ce aveți? Iar un bărbat care cel mai probabil lucrează în piața centrală a fost certat pentru că nu și-a pus masca. Măi, porcule, măi! 1000 de ori ți-am zis, măi! Mulți oameni purtau masca greșit, acoperindu-și doar gura. Facem много не носить правильно маску. Ну, просто дышать невозможно. Очень. А вы не боитесь на центральный рынок много людей? Ну, я быстренько. Без контакта с людьми. Дома, де чину портать маска, корект? Ну, вы есть фриком, пьяцеку. Депутат, ты парламент, я хочу не фрика. Да я же не фрика, Ника, ты ход. Ну, вы есть фрика, просто вам больновить. Да кому корект, не корект? А там фаца камеры для вас распутан, да шо вы пытаетесь в нас? Маска есть, что лагура сопустит, да протекции софакут. Чему пытаться маска корект? Финанс и фигура. Кумбую. Финанс и фигура. Ну вы есть фрик, что гладь за шаг, ну вы протяжаться за шаг. А муж ярость, да ничего. Ну с тени, да? Chiar dacă le este frică să vină la piață, unii oameni spun că nu au altă soluție. Fiecare din noi, la așa vârstă, ne temem să... Dar mergem înainte pentru că n-are cine să ne aducă. Suntem bucuroși să ne ducem și să ne aducem. Situația este gravă și în transportul public. Doamna, dar de ce nu purtați masca corect? Vă coborâți în transportul public. Cei care se protejează sunt nemulțumiți că alții le pun sănătatea în pericol. Dimineața eu la orele 6 sunt rutieră, plec la serviciu. Să știți dumneavoastră, vreau să fac tare la multă lume, vreau să fac observație. Nu poartă masca, chiar sunt și șoferii la volan și nu fac observație. În prezent, în țara noastră, au fost înregistrate peste 29.000 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus.